În baza acestei hotărâri, primarii sunt obligați să arboreze în bernă drapelul României, iar toate manifestările culturale, artistice și sportive programate pentru zilele de doliu urmând a fi amânate. Instituția prefectului Suceava, conducerea Consiliului Județean, dar și cea a primăriei Suceava, își exprimă întreaga compasiune față de toți cei afectați și transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate. Luni 2 noiembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, s-a prezentat la Centrul de Transfuzii Suceava pentru a invita sucevenii să doneze sânge celor aflați în nevoi la spitalele din București, dar și donare de piele la Spitalul Județean Suceava. Iar șefa Centrului de Transfuzii, medicul Maria Pilat, a declarat faptul că, dacă situația o va impune, va chema personalul specializat aflat în concedii din nou la muncă. La seara mea, domnul ministru Bălicioiu, până acum nu avem nevoie de subitare punctuală. În măsura în care există tehnic și uman resursa în Suceava Spital, o să fie foarte, foarte rapid și, cum spunea și domnul director, vom calcula chiar transportul pe care ai, pentru că putem ajunge în București într-o oră și 20 de zbor. Deci, dacă vă fiți solicitați, putem găsi ceea ce ține nevoie să putem rezolva foarte repede. Am să vorbesc puțin despre partea medicală. În primul rând, ceea ce înseamnă un mare ars și vedeți că avem un număr destul de mare de pacienți în stare critică, cu suprafață corporală arsă mai mult de 50%. Practic, sunt pacienți pentru care îngrijirile de terapie intensivă sunt cele mai importante. Ei pierd, în momentul în care nu mai există pielea, care este o barieră naturală împotriva infecțiilor, dar și o zonă prin care se detoxifică organismul, prin care se epurează organismul, ca să spunem așa, pierd această capacitate de apărare și atunci este nevoie ca noi, prin măsurile artificiale instituite de terapie intensivă, să le ajutăm acești pacienți să regenereze pielea și să treacă peste luni întregi de suferință. Trebuie să o spunem, un pacient ars poate să stea în spital 3, 4, 5 luni de zile până când începe să se regenereze pielea și până când se poate externa. De aici și necesitatea de sânge chiar și la distanță. Ceea ce spunea doamna doctor, faptul că o unitate de sânge are valabilitate de 45 de zile, vă dați seama dacă totul s-a recoltat și s-a pune la dispoziție acum, am irosit practic o cantitate mare de sânge. Este bine să avem o programare și donare în evoluție, în așa fel încât și peste o lună și peste două luni de zile să putem pune la dispoziție sânge și plasmă pentru pacienții mari arși. Trebuie să ne rugăm pentru ei, trebuie să punem la dispoziție toate mijloacele necesare să le oferim cea mai bună șansă de a se vindeca. Și Spitalul Județean Suceava, așa cum spunea și domnul manager, este dispus să ajute din toate punctele de vedere. Un element important care trebuie să-l precizăm și m-am interesat ca să nu greșesc cumva, la noi, în serviciul de chirurgie plastică, colegul nostru poate face prelevarea de piele pentru a se efectua ulterior un transplant la cei care au nevoie. Poate fi ceva din concediu medical, de maternitate, care... Dar vreau să înțelegeți că și județul Suceava are nevoie de sânge. Din păcate, în ultimele două luni a scăzut un pic numărul de donări față de perioada dinainte și atunci e necesar să facem o campanie de donare de sânge. Noi încercăm să asigurăm necesarul pentru județul Suceava și să punem acel stoc tampon pentru cei din București, care va fi trimis doar la cererea celor de la București. Deocamdată, colega mea de la București are necesarul pentru vreo câteva zile există. Centrul de transfuzie din București, de obicei, este ajutat de centrele de transfuzie din județele apropiate. Noi, în general, trimitem sânge la Iași, ajutăm centrul de transfuzie din Iași. De asta vă spun că distanța este foarte mare, dar dacă vom fi solicitați, noi suntem gata să-i ajutăm în orice moment. Prefectul județului Suceava, Constantin Harasim, a solicitat tuturor primarilor unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului, cât și responsabililor instituțiilor publice, să se conformeze prevederilor legale. La sediul instituției prefectul, Constantin Harasim, a susținut o conferință de presă având ca tematică măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivelul județului Suceava, ca urmare a tragediei din noaptea de 30 octombrie, în care zeci de tineri și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în clubul din București. Aș dori să
Ținem un moment de reculegere, câteva minute, câteva secunde, pentru cei care au dispărut. Vă mulțumesc! Instituția prefectului, începând de sâmbătă, s-a implicat, pe lângă mesajul de această tragedie de condoleanțe pentru cei apropiați celor dispăruți, am inițiat și demersul de întărirea disciplinei și de a contribui ca în viitor să nu avem evenimente, să nu avem evenimente în primul rând în județul Suceava și în Bucovina. Am făcut pași mici, încercăm să facem și pași mai mari. Astăzi am avut în sediu Palatului Administrativ, în sediu instituției prefectului, o ședință operativă cu un număr de 7 instituții. Prin ordinea prefectului este necesar să facem verificări ample asupra potențialelor activități care se regăsesc în zona similară acestui eveniment. De mâine vom încerca să intrăm pe zona municipiului Suceava pe astfel de obiective și activități care au un grad de risc ridicat prin ceea ce s-a întâmplat la București, și nu vor fi numai acestea, vor fi și alte activități similare, le identificăm. Am solicitat colaborarea și a UAT-urilor, a primăriilor. Așteptăm și din partea primăriilor semnale asupra activităților importante, de, să spunem, discotecă, de show-uri, de evenimente în care în spații închise se regăsesc foarte mulți oameni, în special tineri, legat de aceste manifestări, să spunem, focuri de artificii, pirotehnice. Pe groapă în situații de urgență, acum se pliază pe aceste măsuri care sunt luate punctual la nivel central, dar noi am dezvoltat și înainte de această situație, am dezvoltat controle colective. De altfel, noi ne-am propus ca aceste controle să le dăm un caracter mai pragmatic și am făcut controle inopinate, chiar în momentul dezvoltării acțiunilor, în cluburi, în puburi, în alte asemenea spații. Și nu vă ascund faptul că sâmbăta trecută, deci nu acum când a fost evenimentul, ci altă sâmbătă, în municipiul Suceava au fost făcute controle și au fost aplicate sancțiuni chiar și pe linia restricționării căilor de evacuare la unele discoteci în municipiul Suceava. Problema trebuie tratată, eu spun că global, pentru a rezolva problema trebuie implicați toți factorii de răspundere, pornind la proiectul care se face în sine, proiect care se avizează de către, atât de către instituții de specialitate, cât și de către autoritățile publice locale, astfel încât după care se ajunge, se pune în exploatare, trebuie urmărit dacă într-adevăr sunt respectate condițiile pentru care a fost emis avizul și autorizația de securitate la incendiu.